Donate vara trecută Inspectoratului pentru Situații de Urgență de Fundațiile Smurt și Mereu Aproape și dotate cu ajutorul unor fonduri de la guvern, tirurile ATI s-au dovedit ineficiente. În scurt timp, unele dintre ele au avut nevoie de reparații sau au devenit nefuncționale. Anul trecut, în luna noiembrie, tirul de terapie intensivă de la Spitalul Municipal Timișoara s-a defectat. 8 pacienți cu COVID-19 au fost mutați de urgență la spitalele din oraș. În urma încercărilor de a remedia situația, Departamentul Tehnic a luat hotărârea de a racorda unitatea mobilă la o stație secundară de rezervă, independentă de cea a spitalului, dând o presiune mult prea mare de oxigen de peste 6 bari, fapt pentru care toate ventilatoarele au afișat alarma de presiune crescută și au încetat să mai funcționeze. Se arăta într-un comunicat DSU de la acea dată. Cu toate acestea, la Timișoara au mai fost solicitate și alte unități mobile, însă fără succes. Spitalul de boli infecțioase a cerut o astfel de unitate externă, însă tirul s-a defectat și a plecat la reparații la Cluj. Municipalul din Cluj s-a bucurat și el, cei drept pentru scurt timp, de un tir, dar și acesta s-a defectat. Au fost și situații în care unitățile mobile nu au putut fi folosite. Un astfel de caz este cel de la Botoșani, unde tirul ATI a fost scos din funcțiune după ce a plouat pe el. Apa s-a infiltrat în tavan și a fost necesar ca pacienții să fie mutați. La Iași însă, suportul unităților mobile este apreciat de medici. La noi funcționează de circa o săptămână, dacă nu greșesc, și nu au fost mo niciun motiv de nemulțumire din partea cadrelor medicale până în acest moment. Sperăm că nici de aici încolo. O tragedie a fost evitată la limită și la Institutul Marius Nasta din București. În februarie, un generator al unității mobile de terapie intensivă din curtea spitalului s-a aprins și a scos fum și flacără. Cei șapte pacienți tratați acolo au fost mutați rapid și nu au fost răniți.